Fruntea Senatului, semnul că USL-ul nu mai există. Că există, pardon. Nu, vă spune, USL-ul nu mai există. Aveți curaj ca să ne convingem amândoi să demisionăm acum din funcțiile pe care le-am obținut ca USL? Suntem aici, suntem în plenul Parlamentului, e toată lumea, aveți consilierii, avem presa, eu demisionez frumos din președinția Senatului, pe care mi-a dat-o USL-ul, dumneavoastră din funcția de prim-ministru pe care v-a dat-o USL-ul. Nu! Știu răspunsul. Nu facem asta. N-aveți acest curaj. Dintr-un simplu motiv. Nu din cauza că trebuie să treceți pe la Cotroceni, că ați mai trecut, nu-i vorba. Ci pentru că, îmi pare rău să spun, domnule prim-ministru, dar e adevărat, eu, dacă nu mai sunt președintele Senatului, sunt același, ba încă am mâinile și mai libere. Dumneavoastră, dacă nu mai sunteți prim-ministru, nu mai sunteți nimic. Vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să merg mai departe. Dezbaterile s-au încheiat. Nu aveți, domnule, că nu va provoca nimeni în numărele. Vă mulțumesc. Iertați. Dacă începem această discuție... Domnilor! Exact! Asta e! Apreciez! Exact! Domnule, numai o secundă, domnul senator, este președintele Senatului. Vă rog frumos, a cerut o intervenție pe procedură. Dați-mi voie, domnule deputat Inel Gheorghe, pe procedură, președintele Senatului României. Dacă nici cutumele nu ne mai respectăm și nu respectăm președintele Senatului, atunci avem mari probleme. Pe procedură. Asta era de demonstrat, domnule prim-ministru, stimați colegi, eu demisionez din funcția de președinte al Senatului. Vă mulțumesc. Domnule senator, vreau să vă informez că o să rog unul dintre vicepreședinți să preia. O să rog pe domnul vicepreședinte Chelaru sau pe domnul vicepreședinte Dumitrescu să preia procedural funcția de președinte, copreședinte de ședință. Noi ne aflăm în Parlamentul României. Fiecare decizie de demisie este unilaterală. Dragi colegi, dați-mi voie să vă citesc proiectul de hotărâre